Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canal. Suntem alături de prietenul nostru, Axi. Salut, salut, Alex, și mulțumesc frumos de invitație. Pentru ce, bro? Te las pe tine să spui ce facem astăzi. Bro, astăzi facem un quiz battle, adică o să ne punem câte 5 întrebări, un set de câte 5 întrebări fiecare și vedem care știm mai multe răspunsuri din cele 5, care o să câștige. Acela sper să fiu eu. Acum să vedem care dintre noi avem mai multe cunoștințe și mai bune din fotbal. Da, ideea e că cunoștințe avem mai mult ca sigur, doar că, na, fiind întrebări puțin mai vechi, e posibil să ne aducem sau să nu ne aducem aminte, știi? Da, exact, exact. Sau cât de norocos suntem dacă ne nimerim unul pe celălalt exact în ce știm sau nu. Că poți să fii ghinionist, să știi foarte multe chestii. Să știi foarte multe chestii și să te nimerească în alte întrebări. Oricum să știți că nu este nimic trucat, totul este pe bun, o să vedeți, o să fie foarte greu. Foarte chiar, greu. Chiar vorbeam înainte să ne apucăm de acest video, băi, să încercăm să facem un mic trucaj și a zis Axi, nu, lasă să facem pe bune ca să ne facem, ori ne facem de râs, ori exact. Ne facem acum, de ăștia zi, foarte deștepți exact. Pe fotbal. Exact, exact. Okay, să fie pe bune. Dacă doar una știm, una să fie. Hai. Hai, zic. Te las pe tine, ești invitatul meu. Pune tu prima întrebare. Hai, le-am pregătit aici pe telefon. Prima întrebare a mea este, fii atent, nu este grea. Începem ușor. Care este numele ligii germane de fotbal? Primei ligi, cea mai importantă ligă din... Cum se numește ea în Germania? Bundesliga. Perfect, bravo, bravo. Bun. Bun. Deci... Ai un punct. Prima este ghicită. Am 1-0, băieți. Bun. 1-0. Bun. Hai tu cu următoarea. Da, așa. Hai. Întrebarea mea pentru Axinio. În ce an s-a transferat Cristiano Ronaldo la Real Madrid? În 2009. Aia zic. Bun. 1-1. Aveai emoții. Așa. Un pic, să știi, un pic, că mai uiți unele chestii, știi? Da, voi prima dată când am căutat, sincer, întrebarea pe Google, eu în mintea mea era, bă, 2008. Nu, 2009. Zic, mamă, dar mă, stai așa, că 2009 a fost. 2009, pentru că în 2008 a luat balonul de aur fiind la Manchester United. Da, exact. Bun. Următoarea întrebare. Cea de-a doua întrebare. Care echipă națională a fost campioana mondială în anul 2014? Scuză-mă, în 2014. Campionat mondial, anul 2014. Deci nu ultima ediție de campionat mondial, penultima. Înaintea Franței. Cine a fost înaintea Franței? Hai. Hai că e easy. Am voie să spun una și să-mi zici greșit, să mai spun încă una? Nu, încearcă, hai că... Bine, hai, două șanse la asta. Hai. Eu merg pe Spania. Nu. Greșit, ai grea, cam greșit. Hai, mai e o șansă. Germania. Da, bravo, bravo, Germania. Am între Spania și Germania. Germania, bravo. O trecem victorie sau? Da, victorie. Okay. Victorie, pentru că ai știut. Hai. 2-1. Următoarea pentru mine. Următoarea pentru tine. Nu să ne încurcăm aici întrebări. Bun. Cea de-a doua întrebare pentru Axi este: ce națională a câștigat campionatul european în 2004? Ok. Asta n-am cum să nu știu, pentru că a fost o surpriză foarte mare. Grecia a câștigat campionatul european în 2004. Așa este. Bun, băi, am pus întrebările prea ușor. 2-2, ok. Scor strâns. Da, mergem umăr la umăr. Hai. Da. Hai. Fii atent. La ce echipe, asta e un pic mai grea, trebuia să măresc un pic miza, e un pic mai grea, fii atent. Okay. La ce echipe engleze a jucat Eric Cantona? Manchester. Hai. United. Bun, deja ai 90% din punct pentru că știi treaba asta. Am mai jucat la o echipă, e foarte greu, adică puțină lume știe. Oricum tu punctul l-ai, pentru că ai știut, are doar două echipe. Ai știut, Manchester a jucat o mare parte din cariera la Manchester, acolo s-a remarcat. Dar vreau să știu dacă, vreau să văd dacă știi și pe prima, pe cealaltă. Oricum punctul l-ai primit, pentru că ai știut. Un pic, mi se pare că știu. Oricum e foarte grea, deci crede-mă, din 10 oameni, 9 nu știu. E foarte grea.
Eu am fost fan Eric Cantona și de aia o știu. Adică de aia m-am interesat. Bro, pe asta recunosc. Nu mi-aduc aminte. Ok, îți zic eu. Oricum punctul l-ai primit. Punctul l-ai primit. Pentru că foarte puțină lume știe. Lasă-mă să zic eu echipa, să văd dacă o nimeresc și după aia îmi zici tu. Hai, eu merg pe derby. Nu, no, nu, no, nu. No, e Leeds United. Leeds United. Da, Leeds United. Dar oricum, era greu. Pentru că foarte puțină lume știe. Bun. Hai. Ok. 3-2? Da, 3-2 pentru tine. Bravo. Următoarea întrebare este: în ce an a reușit Dinamo să câștige primul titlu de campion a României? Deci, înființată în 1948, să zic, deci nu, recunosc, sunt dinamovist, dar nu mai țin minte exact. Cred că în 60. Nope. Cred, 1960, dar nu știu, nu, recunosc, nu mai, știu că are 18 titluri de campioană, știu că ultimul e în 2007, dar nu știu primul, nu mai țin minte primul. Ok, nu mai, a fost în 1955 primul titlu de campion al lui Dinamo. Îmi cer scuze, am zis 1960, știam că la ceva vreme după înființare, știi, știam că la ceva vreme după înființare, dar nu mai țin aminte exact, greșeala mea. Ok. Bun. Deci rămâne 3-2. Hai să vedem următoarea 3-2. Întrebare. Fii atent, următoarea întrebare. Rămâne în tot pe teritoriul britanic și te întreb așa: la ce echipă, este una singură, la ce echipă a jucat Gerard Piqué din Anglia? Păi, n-am cum să nu știu pe asta, că știu la cine s-a transferat. La cine a mers după Barcelona? De la cine a venit la FC Barcelona? Manchester United. Bravo. Sincer, respect. Foarte puțină lume știe. Adică e trecut cu vederea. Toată lumea crede că Piqué a fost la Barcelona dintotdeauna, știi? Da, exact. Mulți cred că Piqué vine din pepinera Barsei. Da, dar nu e adevărat. De la Manchester. A fost coleg cu Cristiano. Da. Ok. Bun. Cea de-a patra întrebare pentru Axinio. Este o întrebare ușoară. Trebuie doar să te concentrez foarte, foarte bine. Bun, te ascult. Care echipă europeană a reușit să câștige 5 titluri la rând de UEFA Champions League? 5 titluri la rând? Ce știu că Real Madrid a reușit 3. Dar 5... Stai un pic. A reușit în formatul Champions League. 3. Da, în tot... 5. Da, dar când era Cupa Campionilor, tot Real Madrid. Ok, da, tot, așa este. Real Madrid, când s-a înființat Cupa Campionilor, se numea Cupa Campionilor atunci, în 56, exact, 57, exact. 58 și 59 și 60 a reușit să câștige 5 titluri la rând. Bun, exact. 3-3. 3-3. 3-3 sau 4-3? 4-3. 4-3, bun, 4-3. 4-3. 4-3 și e ultima întrebare pentru tine. Ultima mea întrebare pentru tine. Fii atent, trebuie să te concentrezi. Da. Cine a înscris golul victoriei în finala Cupei Mondiale dintre Germania și Argentina? Știi că te-am întrebat prima întrebare? Nu, a doua întrebare, care a fost campionat din 2014. Acum vreau să știu dacă știi care a fost marcatorul. E o întrebare destul de grea. Lasă-mă un pic. A fost scor, îți dau un pont. A fost scorul 1-0. 1-0, da, știu 1-0. Știu că mi-aduc aminte finala. Și mi-aduc aminte și golul. Știu și faza golului, exact. Pentru că am văzut acum, fix acolo în zile m-am uitat la finalele campionatului mondial. Și mi se pare că a fost close. Ultima mea șansă să termin, să legalez, dacă nu a câștigat. Close? No. N-a fost close. Hai zi. A centrat șurle de pe stânga, fiind rezervă, și a marcat din cădere, Ghioțe, da? Mare Ghioțe. Ghioțe, mă, da, mă. Ghioțe. Băi, de ce m-am gândit eu, mă, la... În fine. Dar oricum, n-a fost rău. Bun. Hai. Și acum ai o șansă să terminăm la egalitate.
Da. Hai. Să nu-mi schimbi întrebarea ca să fie grea. Îmi dai una din minte. Nu. Am aici, doar că o am scris să văd cum ți-o formulez ca să înțelegi. Bun. Ok. În ce an Ronaldinho a ajuns pe teritoriul europei și cu ce echipă a semnat? Mamă, cât de grea e. Echipa, sper să nu greșesc. Echipa trebuie să o știi, care a fost prima echipă care a jucat în Europa. Sper să nu greșesc, adică chiar aș fi dezamăgit să greșesc anul, nu știu exact. Dar echipa a fost Paris Saint-Germain, cred. Da. Prima, bun, am ghicit-o. Și în anul... Fii atent, zic 2 ani. Dacă nu vrei, nu-mi dai punctul. Dacă nu, știi, adică așa. Oricum. Cred 2002-2003. Bun. Punctul ai câștigat este 4-4 pentru că echipa ai ghicit-o, dar ai fost foarte, foarte aproape de a nimeri 2001. Și anul. 2001 a fost, da? Tu ai zis 2002-2003. Dar pentru că ai fost atât de aproape să ghicești anul, respect maxim, îți dau punctul 4-4. Mersi. Mamă! Mersi. Și acum, repede, pentru că este egalitate, repede, repede, o întrebare din capul nostru. Bun, o întrebare din capul nostru. Hai să spun o întrebare. Ok, fii atent, pentru că te știu fan Universitatea Craiova, te întreb așa. Care jucător a fost poreclit, denumit, cum vrei tu să-i spui, minunea blondă? Hai. Simplu, bro, Balaci. Bravo, bravo. A fost easy, a fost easy. Da, easy, easy. Și acum una pentru tine, pentru că mi-ai dat și tu mie una foarte ușoară. Hai să dau și una ușoară. Nu, tu poți să-mi dai ce vrei. La ce echipă a fost cel mai iubit Gheorghe Hagi? Pentru mine, adică pentru mine, exact. În Turcia, la Galatasaray. Da. Pentru mine. A fost cel mai idolatrizat. Pur și simplu oamenii se închină când îl văd acolo. Fac plecăciuni exact, în fața lui. Exact. Bun, exact. Fraților, s-a la egalitate, dar nu rămâne așa. Nu uitați că va urma și la acțiune pe canal partea a doua, războiul continuă. Dacă v-a plăcut acest frumos episod, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe pentru cei care nu sunt abonați și rămâneți geană că urmează episoade forță. Vă pup, băieți! V-am pupat!